Încă o dată alături de mine, reprezentanții Partidului Național Liberal, domnul deputat Laurențiu Leoreanu, candidat pentru poziția de primar al municipiului Roman. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul George Lazăr, candidat la președinția Consiliului Județean Neamț. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Ultima oară am discutat despre, nu mai știu ce am discutat, Casa de Cultură, mi-aduc aminte centru și cum se va dezvolta municipiul Roman, pentru că asta ne interesează, asta este important. Avem, încă o dată voi spune, șansa să ne treacă autostrada prin poartă, lucru pe care eu sincer nu mă așteptam să-l mai văd în timpul vieții mele. Da, este un proiect care a fost gândit, introdus în PNRR și urmărit și lansat de către ministrul transporturilor de la acea vreme, liberalul Lucian Bode, care de altfel a fost aproape și de noi, de Roman, pentru că cu sprijinul lui am reabilitat tot bulevardul Roman Mușat, de la Castelul de Apă, de la intrare în județ până la Secuieni, inclusiv prin Roman, plus relația cu Vasluiul de la BCR până la pod la Gădinț, plus trecerea la nivel cu calea ferată, reabilitarea de acolo. Ministrul Lucian Bode, de la acea vreme, m-a sprijinit, m-a ajutat și îi mulțumesc pentru acest lucru. El a fost și cel care a introdus în PNR A7, Autostrada Moldovei, și care a pornit-o. Sigur că ulterior au venit și alți miniștri și au continuat, așa cum s-a întâmplat și la Roman. Am lansat o strategie de dezvoltare în cei 9 ani cât am fost primar, am lansat proiecte, sunt proiecte atunci care le-am început, le-am derulat, le-am finalizat, altele le-am început, le-au finalizat cei care au venit după mine, cum e și firesc, așa ar trebui să și fie, iar altele stau să înceapă sau să derulare acum, pentru că deși au fost gândite la acea vreme, punctajul lor nu le-a permis să intre în prima fază de finanțare. Au fost proiecte de rezervă, iar la sfârșitul anului 2023, după ce s-a făcut echilibrarea între axele de finanțare pe ceea ce înseamnă exercițiu multianual 2014-2020, au prins așa acest mecanism de fază despre care unii nu cunosc. Nu, dar sunt chestii specifice. Și care au intrat. Nu, că am văzut tot într-o emisiune la dumneavoastră că cineva spunea că s-a pierdut nu știu ce proiect european și trebuie pus bani de la municipiul Roman. Nu, fals. Deci aceste proiecte europene care nu sunt finalizate s-au fazat cu Comisia Europeană și intră cu finanțare de pe exercițiu financiar 2021-2027, sunt intrate de fapt și se finanțează în continuare. Condiția era așa, să fie începute până la finalul anului 2023, să aibă făcut măcar 15% din ele și atunci prind în continuare. Proiectele pe care noi le avem sunt în această fază, toate satisfac condițiile, s-a încheiat zilele trecute și s-a inaugurat școala Sergiu Celibidache din Roman, proiect european pe care l-am avut în strategia de dezvoltare când eram primar. A tranzitat deci 3 primari și s-a finalizat acum sub domnul Leonard Achiriloae și un proiect foarte frumos, iar altul îl vom inaugura în zilele acestea, e vorba de Liceul Tehnologic Vasile Sap, alt proiect european lansat de la Laurențiu Leoreanu când era primar, care a tranzitat mandatele celor 3 primari și care finalizau sub domnul Leonard Achiriloae. Adică sunt lucruri firești, normale și lucrurile continuă. Asta am vrut să spun. Avem nevoie de acești bani europeni și în Roman chiar am folosit cum trebuie. Nu s-a pierdut nici un proiect european, așa cum de pildă APA SERV CG PSD a pierdut și 311 milioane, o sumă colosală pentru județul Neamț, din care Roman avea parte de 20 de milioane de euro. Iată ce înseamnă a face și a fi productiv pentru comunitatea ta, iată ce înseamnă a distruge, a demola, a arde și a nu face lucruri concrete pentru județul tău. Pentru că ce pusem cu autostrada, domnul Lazăr, mi-aduc aminte că în emisiunea precedentă, la întâlnirea noastră precedentă, a spus că în Casa de Cultură va fi un hub de afaceri cu birouri, reprezentanțe, de scris, da? De birou a fabricilor din zonă. A, nu, asta, nu, asta mă gândeam. Mă gândesc. Da, atenție, foarte clar. E vorba de aripa de birouri. Pentru că Casa de Cultură are două aripi. Da, aripa de stânga, cum te uiți la Casa de Cultură, care și acum e birouri, și aripa din dreapta destinată activităților culturale cu culise, adică camere de machiaj. Nu face nimeni în biroul, în Casa de Cultură și-o de înțeles asta. Da. Cred că l-am intrat cu coșul. Nu vreau intenționat, sau exact. O minte bolnavă vrea să pună în mod intenționat că în Casa de Cultură, acolo unde e scena, dau un exemplu, da. Da? Punem standuri. Da. Doar un om cu probleme la mansardă. Da.
Mă gândeam că dacă tot trece autostrada, vor veni investitori, că așa se întâmplă de fiecare dată pe unde trece autostrada, vin investitorii. Se corelează, nu, cu povestea asta cu birourile din Casa de Cultură? Asta da. Adică presupun că ați avut în vedere. Astăzi, de altfel de pildă, am fost astăzi împreună cu domnul deputat Leureanu, am fost la Liceu 1, am făcut o vizită la fostul Liceu 1, pe amplasamentul de fostul Liceu 1, pentru a discuta acolo și a gândi un proiect pentru un campus în învățământ dual profesional. Uh-huh. Ulterior am fost în zona Cordunului și a Tămășenilor, da? Unde ne-am întâlnit cu cei doi primari? Cu domnul Ștefan Lucaci de la Tămășeni și Adrian Ciobanu de la Cordun, ne-am discutat și de perspectivele de crearea acelui centru, acelui hub logistic, parc industrial. Parc industrial. Pentru că astea toate se leagă. Foarte mulți oameni și cetățeni din județul Neamț, din municipiul Roman, din Roman Metropolitan, au foarte multe probleme, dar o problemă este esențială, lipsa locurilor de muncă. Asta reclamă toată lumea. Vorbim de ani și ani de zile că ne pleacă tinerii în străinătate și noi o să facem cumva să-i aducem. Noi vedem doar efectele și nu vedem cauza. Motivul plecării care este? Lipsa locurilor de muncă stabile și bine plătite. Doi la mână. Mai un motiv, lipsa infrastructurii așa cum o găsesc ai noștri cetățeni, concetățeni în străinătate. Da. Spital adevărat, școli adevărate, celelalte elemente care îți înfrumusețează viața și care îți dau o zonă de stabilitate. Ei, despre asta vreau să discutăm imediat, în sensul de a vă spune că parteneriatul Consiliul Județean Neamț, Primăria Municipiului Roman, se extinde, se duce mai departe. Merge și în zona Tămășeni și în zona Cordun, merge în partea cealaltă și cu Horia, și cu Trifești, și cu Secuieni. Ne interesează în mod deosebit că odată cu venirea autostrăzii A7, să aducem aici, în zona Roman Metropolitan, investitori, să atragem investiții și investitori. Dar că acești investitori nu vin doar că e autostrada, asta e primordial, dar trebuie să mai faci ceva, să faci aceste, să identifici terenurile da. Pe intravilan, să le racordezi la apă, canalizare, gaz, electricitate, infrastructura de drumuri secundare de acces către autostradă și secundare în interiorul acestui, de 70, acestui parc industrial care va fi, ne propunem, 50, 60, 70 de hectare. Și dacă ai aceste lucruri făcute și știm să facem un marketing bun și la asta chiar suntem buni și ne pricepem. Laurențiu aici a și demonstrat că la Romana a atras investitori importanți. Vom dezvolta zona. Asta înseamnă gândire liberală, asta înseamnă să gândești de acum peste 4, 8 ani, 12 ani să dezvolți Roman și Roman Metropolitan. Și vin în acest context și cu propunerea pe care avem un parteneriat aici, Primăria Municipiului Roman, Consiliul Județean Neamț, de a crea pe bazele fostului liceu 1 un campus pentru învățământ profesional, pentru că îți trebuie și resursă forței de muncă. Ai nevoie de forță de muncă calificată, pentru că altfel vom fi invadați de tot felul de muncitori astăzi, care vedem că vin din Sri Lanka, din Bangladesh, din Nepal și în tot felul de altfel de țări, pentru că ai noștri pleacă în străinătate la muncă. Hai să-i ținem pe noștri acasă, să-i învățăm o meserie adevărată, hai să-i cooptăm într-o zonă în care pot lucra după aia în zona Roman Metropolitan și astfel vom avea și oameni prosperi, reducem și rata șomajului, vom avea oameni cu bani în buzunar care vor consuma în zona noastră și asta înseamnă că și pe orizontală celelalte tipuri de business vor crește, asta înseamnă și un buget crescut la nivelul primăriei Roma și a celorlalte primării și asta înseamnă și o diminuare a efectului de depopulare. Pentru că astăzi noi am pierdut și Romanul și județul Neamț și Piatra pierdem 10.000 de locuitori. Păi vă spun, în ultimii 20 de ani, județul Neamț a pierdut 91.000 de locuitori. Ei, ce ne dorim e să-i ținem pe tineri, să reușim să-i ținem acasă și de ce nu să ne gândim într-o perspectivă pe termen lung că și cei care sunt plecați în străinătate vor veni acasă pentru că își vor găsi un loc de muncă. Asta e viziunea noastră de a dezvolta zona Roman Metropolitan și asta o putem face doar împreună. În parteneriat George Lazar cu domnul Leureanu, cu Adrian Ciobanu la Cordun, cu domnul Ștefan Lucaci la Tămășeni, cu Cristi Baciu la Horia și la fel cu Dan Lupu la Trifești. Și tot așa să poți dezvolta. Noi nu suntem astăzi într-o piață, nu suntem singuri pe piață. Autostrada A7 nu e doar pe Roman. Așa e. Ea merge și până la Suceava și avem concurență la Pașcani, concurență la Iași, Bacău concurență. Adică nu suntem singuri, trebuie să știm să ne mișcăm repede, să ne mișcăm bine și să atragem investitori aici. Asta înseamnă proiectul nostru pentru Roman Metropolitan, un proiect amplu de dezvoltare. Despre asta discutăm noi liberalii, dezvoltare, atragerea de investiții și investitori, crearea de locuri de muncă.
Păi a început deja un fel de lobby la nivel național, internațional, referitor la, nu știu, să facem reclamă spațiului ăsta care se va deschide? Haideți să vă spun câteva lucruri. Nu, băi, aici sunt și tehnic, dar vă explic la să vă spun câteva lucruri. În primul rând, eu am fost 11 ani director de colegiu tehnic. Da. Știm că în Roman a existat o platformă puternic industrială. Știm că în Roman a existat un puternic învățământ profesional, da, și tehnologic. Domnul Ciprian, știți cum e, cineva poate să zică, domnule, dar de ce să fie criticat ceilalți? Dai ca la medic. Dacă la medic te-ai dus și s-a făcut radiografia și constată că piciorul e rupt, osul e rupt, domnule, da? Da. Da. Bolnavul se bucură? Nu. Nu, nu se bucură. Dar e realitatea, da? Corect. Aia e realitatea. Domnule, eu vorbesc așa de realitate. Apa servului demolat, e terminat, ia bani din linie de credit ca să poată supraviețui, să-și plătească salariile, investiții zero, e rupt. Dom'le, spitalul din Piatra Neamț e terminat. Vă spun că zilele acestea, doi prieteni de-ai mei, dacă vreți eu vă dau și numele, și chiar vă spun numele pentru credibilitate, m-au sunat să-i ajut să-și vină la spitalul din Roman, că nu pot acolo să duc, oameni care au probleme foarte grave, nu spun problema pentru intimitatea lor, e vorba de domnul Mihai Chebac și de domnul Gheorghiță Băzgan. M-au sunat să vină, o să dom'le acolo, dacă am intrat, sigur nu mai ieșim. Da, nu mai ieși de acolo. Așa e. Spitalul distrus, spitalul ars, cu oameni care au murit. Eu nu spun, ca să vedeți corectitudinea mea, eu nu spun că cineva a dat foc sau că cineva a murit, eu spun ce s-a întâmplat. Stadionul de la Roman e demolat. Echipele amândouă au fost desfințate. Acum se caută motiv că eram eu, că nu știu cine era. Eu am să spun multe, dar după alegeri. Spun multe, știți de ce? Am dus o campanie curată, elegantă, decentă și am mers împreună cu George Lazar pe ce facem, pe proiecte. S-a spus că s-au dat nu știu ce fluturaș, nu știu ce. Domnule, eu vă spun clar, eu n-am făcut niciun fluturaș și n-am dat niciun fluturaș. Să se uite că nu numai noi operăm în această zonă, dar am dat fluturaș, am dat reviste pozitive cu proiecte cu ce facem noi. Broșuri, pliante. Broșare, am dat, dale noastre. Da. Dar nu e corect să ne pună nouă nămolul în cârcă, că n-am avut nici, deci pe cuvânt de onoare că nu am făcut și nici nu am coordonat sau n-am spus să se facă o astfel de activitate. Vreau să vă spun apropo de demolatori. Dom'le, uitați-vă dumneavoastră învățământul profesional de care vă vorbeam. Dom'le, dumneavoastră știți cine a distrus învățământul profesional și tehnic din România? Un fost ministru al educației PSD, care se numea Ecaterina Andronescu, sub pseudonimul Abramurica. Dacă vă aduceți aminte, l-a făcut praf. Pentru mine a fost un dezastru. Eram director atunci. Ne-a desființat cabinetele și atelierele în care copiii făceau practică și făceau activități de laborator. Ducându-i pe la agenți economici. E bine să desfășori o activitate la agentul economic, să-i conta cu realitatea. Dar de prindere, ABC-ul trebuie să-l faci în zonă didactică, în școală, așa cum e în toată lumea. Toate alea s-au distrus. De ce ai merge cu un partid care promovează oameni care dor distrug de la nivel național, nivel județean, până la Roman, care au închis, care au demolat, care au ars, care au dus în insolvență și așa mai departe. Și nu ai merge cu oameni care au făcut, care au demonstrat. Dom'le, X s-au făcut atâtea proiecte în Roma. Când vorbim de Roma Vodă, Bazinul de Nord, când vorbim de Centrul Istoric Ștefan cel Mare, când vorbim de Casa Bunicilor, Centrul Rezidențial pentru Bătrâni, Casa Copiilor, Centrul Rezidențial pentru copii cu probleme materiale sau de familie, Casa Pâinii, Centru de Alimentație pentru persoane cu probleme financiare. Deci sunt lucruri care s-au făcut, strandul, parcul municipal și proiecte, școli de asemenea. Avem în derulare proiecte europene acum. Liceul Vasile Sav, școala care e Strahova și începe școala din Petru Lareș, Costache Negri, grădinița Muguri de Lumină, grădinița 12 de pe Cuza Vodă, grădinița din Ion Creangă, program prelungit numărul 1. Toate acestea sunt pe proiecte europene. Dacă există oameni care au experiența, au vocația să construiască, de ce ai risca să mergi cu cineva care să nu-ți aducă plus? S-ar putea să nu fie rău intenționat. Dom'le, dar să știi să și fii băgubos sau ghinionist, da, și ăsta e un lucru prost pentru cei de jur. Pentru că nu-ți merg lucrurile, știi cum e? Când îți fată vaca, îți moare vițelul. Și atunci, cum să spun, nu mai scapă nimeni la coraznă. Despre asta vorbim, adică chiar am vrea să dezvoltăm și să facem niște lucruri concrete și v-am dat exemple, cum ca la radiografie. Dom'le, piciorul e rupt. Dom'le, dacă piciorul e rupt, se bucură bolnavul, nu se bucură, dar e realitatea. Eu mă prezent realitatea. Poate nu le convine,
dar n-am făcut atac la persoană, n-am făcut atac la familie, n-am făcut atac la morală și la bunul simț. Așa cum se întâmplă în ultima vreme. Ba că facem din Casa de Cultură bordel, ba că facem nu știu câte lucruri și atacuri la persoană și așa mai departe, la religie, la familia mea. Eu am zis că și în continuare, chiar dacă au făcut asta, eu voi merge cu bună credință, voi merge cu capul sus și voi merge într-o campanie bazată pe proiecte, pe construcție, nu pe deviz. Pentru că știți ce se întâmplă? Toate aceste slogane la un moment dat se prăbușesc dacă în spate ele n-au suport. Dar în parteneriat cu domnul George Lazar, cu care am creionat aceste proiecte, domnule, Roma nu are nevoie și Roma metropolitan, județul să se dezvolte. De ce? Avem un om de la noi de acasă. Avem un om care e trăit în Roman, educat în Roman, locuiește în Roman și conectat la Roman. Și respectul lui față de Roman îi dezvoltă și dragostea față de Roman. Și dragostea lui cu dragostea mea pot să reprezinte cheia de boltă pentru dezvoltarea municipiului Roman. Domnul George Lazar, vă rog. Când vorbeați de mai devreme de învățământul dual, a preluat ideea domnul deputat. Mă întreb o chestiuță. Învățământul ăsta dual ar fi foarte bun în contextul în care, nu știu dacă ați văzut, 24 sau sub 24% dintre tinerii din România preferă să mai meargă la facultate? Adică ați putea să-i ghidați cumva printr-un program de promovare a învățământului ăsta dual? Normal că vom promova, pentru că învățământul dual, liceul 1, dar acolo unde ne propunem și vom crea un campus în învățământ dual profesional, nu are legătură doar cu municipiul Roman, are legătură cu cele 27-28 de comunități din Roman metropolitan și are legătură cu întreg județul Neamț până la urmă, nu doar și cu partea imediată dinspre Iași, unde avem comunități care sunt mai aproape de Roman decât de zona Iașilor. Acest învățământ dual profesional, e clar că îl vom explora, ca să zic așa, și îl vom face un marketing ca fiecare primărie, la rândul ei, să fie un partener credibil a acestei forme de învățământ profesional, pentru că tinerii, că vorbim de Unice, că vorbim de Valea Ursului, că vorbim, dacă vreți dumneavoastră, nu știu, de Horia, da, care e mai aproape, de Român sau de Bahna sau de ce comună vreți dumneavoastră, să reușim să atragem tineri de peste tot, să-i aducem aici, pentru că acești tineri trebuie să învețe o meserie. Mă refer la cei tineri care nu merg la cursuri universitare. Și acum mai e o chestie. Și cel care vine și face această formă de învățământ profesional, ulterior, spunea Laurențiu astăzi foarte bine, dom'le, ai terminat, nu știu, te-ai angajat la firma care te-a contractat, da, un an, doi, trei, la un moment dat vrei să urci în carieră. Da. Atunci noi avem parteneriat și Laurențiu are un parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare de Suceava și Asachi din Iași. Așa, și atunci poți să urmezi de perfecționare cursuri unei facultăți și crești ca și carieră. Adică învățământul ăsta dual îl gândim pentru întreaga zonă, pentru că e mare păcat că ai oameni tineri în zonă care se duc, îți bun la de muncă în străinătate, câștigă acolo niște bani, da, destul de buni, da, cu care ulterior vin acasă, își construiesc case, își cumpără apartamente, gândindu-se că la bătrânețe la un moment dat vor veni înapoi acasă, dar pierd 10, 20, 30 de ani în străinătate. Și noi să aducem din Nepal sau din Sri Lanka oameni care se lucreze aici. E mai păcat să se lucreze ai noștri, să le oferim acele locuri de muncă al lor noștri, să lucreze aici pe salarii bine plătite și stabile și să dezvoltăm, să ne dezvoltăm noi între noi. Despre asta e vorba. Eu îmi doresc să fie prosperitate în buzunarul fiecăruia, cu cât avem mai mulți oameni bogați. Când spun bogat, mă refer la decență. Da. La decență. Cu atât ne va merge mai bine întregii comunități. Despre asta e vorba. Și o să rog și pe Laurențiu să explice ce înseamnă, din perspectiva profesorului, până la urmă, acest învățământ dual și legătura cu Universitatea Gheorghe Asachi, că e o chestie foarte interesantă. Eu vin dintr-o familie de profesori. Mama mea profesoară, tatăl meu profesor. Sunt ancorat în sistemul de învățământ din fragedă pruncie. Știu că în liceile din Roman s-au format pe bandă, am putea spune, resursă umană, da, special pentru zona industrială, pentru că Romanul a fost un oraș industrial. Și puteți verifica dumneavoastră ce vă spun acum. De-a lungul timpului, în fabrica de țevi sau în fabrica în IMR, au fost ingineri de înaltă calitate care s-au ridicat, au făcut școală profesională, au urmat liceu tehnologic la Serau, da, și ulterior au făcut cursurile facultății. Pe omul ăla, când a ajuns inginer, ăla era inginer adevărat, pentru că el cunoștea de jos. Eu știți unde am văzut asta? Când am fost invitat la fabrica Wismann din Allendorf, din Germania, am fost invitat și am vizitat. Iar băiatul, ca să spun pe scurt, care era director general, avea 56 de ani, tatălui avea 84 de ani și tatălui fusese director general, îi predase direcția acestei companii, da, de 2 ani de zile. Dar președinția Consiliului de administrația companiei nu, că a zis că încă
mănâncă prea crud. Iar băiatul s-a pornit din liceu și a lucrat ca muncitor pe strun, până a ajuns doctor în mașini termice, facultate pe care a terminat-o. Gândire sănătoasă, de a clădi cărămidă cu cărămidă. Ei, acest lucru noi vrem să-l facem. Un meseriaș bun, un om isteț, poate urca repede. Iar în partenerat cu Gheorghe Asache, și când eram director la Colegiul Tehnic Mirol Costiniu, am avut partenerat cu Gheorghe Asache, am fost elevi care sunt profesori acolo, sunt oameni și decani care sunt din Roman, sunt oameni, cu unul dintre ei m-am întâlnit la ziua antreprenoriatului la Liceul Tehnologic Vasile Sap, sunt oameni care puteți construi, dar ei mi-au spus foarte clar, domnule, o universitate tehnică nu poate veni într-un oraș cum e Roma, nu poate desfășura parteneriate. De ce? Noi avem nevoie de cabinete, de laboratoare, de încercare, de teste, de lucruri care simulează ceea ce se întâmplă în întreprinderi. Dotările astea sunt de milioane de euro. E foarte greu să transferi, dar ce poți să faci? Poți să ai un parteneriat între tine și liceu, între tine și centru educațional profesional dual, astfel încât să creezi un sistem de învățământ integrat pe diferite trepte de competențe care să-ți permită formarea unei resurse umane profesioniste. Noi avem în Roma metropolitan 28 de OAT-uri, 235.000 de locuitori. Problema e foarte greu din cei plecați să aduni într-o cantitate așa consistentă. E. Problema este ce le oferim ca să nu plece. Pentru că mulți spun, să nu mai plece tinerii. Da, dar pentru asta trebuie să faci ceva. Le oferi ce? Locuri de muncă, să le oferi locuințe, să le oferi creșe, grădinițe, școli bine întreținute, de care m-am ocupat și mă ocup în continuare. Deci lucruri în care să creezi un climat favorabil unei familii de tineri să se dezvolte socioprofesionalul economic. Despre asta vorbim. Și pentru că vreau la dumneavoastră în emisiune să mai demasc o minciună, s-a spus că eu am anunțat că este un proces în care, după închiderea echipei de fotbal, da, jucătorii au dat în instanță, vă dau dumneavoastră, pentru că n-am avut pregătită să vă uitați dumneavoastră cu ochii dumneavoastră, este termen în octombrie. Deci este termen în octombrie în care jucători dau în judecată, da, cer respectarea contractelor, despăgubiri, penalități, de unde? De la bugetul local. Așa a fost și cu echipa de handball, s-a plătit la jucătoare, la antrenori, despăgubiri de miliarde. Ați văzut dumneavoastră cu ochii dumneavoastră. Să printați. Da, am să printez, nu mi-am propus. Acum că mi-a venit tot felul de minciuni, că am spus eu o minciună, că nu, e proces pe rol. În octombrie este termen. Deci despre asta vorbim. Important e să spui adevărul și să-ți asumi în viață. Iar noi venim cu această vocație de a construi. Oamenii au de ales până la urmă. Ne suflecăm și ne apucăm de treabă și dezvoltăm Roman împreună cu domnul președinte George Lazar, viitorul președinte al Consiliului Județean, și demonstrăm că aici la Roman putem să facem un boom din punct de vedere socio-economic, cultural, profesional, da, sau vom merge tot așa într-o zonă de a lega lucrurile din când în când și cât mai rar. Eu asta îmi doresc foarte mult pentru Roman. Decizia e la romașcani. Dar romașcanii știu și este un principiu. Cine a făcut, va mai face. Încă o dată ne fugărește. Da, așa pățim de fiecare dată. Da? Vă mulțumesc foarte mult, domnul George Lazar, candidat pentru președinția Consiliului Județean. Vreau să subliniez în încheiere, dacă mai avem 30 de secunde, da, că parteneriatul despre care vorbea Laurențiu este un parteneriat nu pentru o lună, nu pentru două. Nu ne-a făcut parteneri astăzi ca să câștigăm alegerile pe 9 iunie, iar după 9 iunie fiecare pe drumul lui. Acest parteneriat este un parteneriat strategic, aș putea spune, pentru Roman, pentru că Romanul și zona metropolitană a Romului are astăzi o șansă unică, pe 9 iunie, o șansă de a avea primari liberal, de a avea președinte al Consiliului Județean Neamț liberal, dar mai mult de atât că suntem toți din aceeași zonă și asta ne unește și sufletește și în gânduri și în idei. Cunosc foarte bine problemele și din Roma și din zona metropolitană. Îmi propun să transformăm Roma și zona metropolitană într-un loc de dezvoltare, într-un pol de dezvoltare economică, nu doar a județului Neamț, ci a regiunii până la urmă, pentru că Roma nu este strategic astăzi situat între cele șase județe, suntem chiar în mijloc Romanul, da, astăzi. Ceea ce ne oferă și un plus din punct de vedere al dezvoltării economice, pentru că suntem la egală distanță de marile municipii din Moldova. Și închid prin a vă spune că acest parteneriat este un parteneriat pentru ani buni de acum încolo, este un parteneriat în care vom aduce dezvoltare și este un parteneriat în care vom construi, vom dezvolta, vom crea locuri de muncă și vom investi. Despre asta discutăm noi liberalii, despre proiecte, nu doar despre ce spun sau alții, glumițe pe Facebook, tot felul de, eu știu, măscări de astea care apar pe Facebook, tot felul de poze trunchiate, copiate, aranjate, fake-uri, falsificate, da, puse într-un context.
Nu cred că despre asta e vorba, ci omul trebuie să te audă vorbind, să te cunoască, să te vadă, să audă că ai de spus ceva și după aia să ia o decizie, nu în spatele unor conturi false, cum fac cei de la PSD, tot, de acolo tot butonează niște roboții sau niște oameni care au conturi false și le e frică să iasă să vorbească, tot fac de acolo tot felul de postări care să inducă o stare de minciună în rândul societății. Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și 100% dragi telespectatori și dragi romașcani, bazați pe noi, pe echipa George Lazar, Laurențiu Leurean. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Doamnelor și domnilor, cum nu puteam să fac o încheiere mai bună de atât, nu pot decât să spun că ne vedem la următoarea ediție a emisiunii care discută despre alegerile din 2024. Au fost alături de mine domnul Laurențiu Leureanu, candidat la primăria municipiului Roman, și domnul George Lazar, candidat la președinția Consiliului Județean Neamț. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!